Miroase vara curată, perdele proaspăt spălate în școlile sucevene. Noul an școlar 2013-2014 bate la ușă, iar autoritățile și directorii instituțiilor de învățământ trebăluiesc de zor pentru ca elevii să poată începe anul școlar în condiții optime și decente. Ca și în viață, unii au mai mult noroc, alții mai puțin. Și școlile sunt unele mai pregătite, altele mai puțin. Și asta din cauza lipsei fondurilor. Școlile din comuna Șcheia așteaptă clinchetul de clopoțel pentru a-i aduna pe elevi în bănci. Toate cele trei unități de învățământ au fost inspectate de autoritățile locale, iar directorii s-au organizat pentru a răspunde nevoilor micuților, oferindu-le cele mai bune condiții pentru noul an școlar. Da, avem autorizații de funcționare pentru școala Mihoveni și pentru școala Șcheia. Pentru școala Sfântul Ilie este în curs de primire, de autorizare, iar reparațiile sunt în proporție de 99%. Gata. S-au făcut reparații la fațadă, la școala Sfântul Ilie, s-a făcut dezinsecție și deratizare pentru toate cele trei școlile, în toate corpurile de clădire. Au fost curățate coșurile de fum și centralele de lemne la școala din Mihoveni și la școala Sfântul Ilie. Avem în toate sălile de clasă, mobilier, tot ce trebuie. În general, v-am spus, deci suntem la zi cam cu toate treburile pentru început de an școlar, pentru nou început de an școlar. Un aport important în realizarea investițiilor necesare în școlile din Șcheia l-a avut administrația locală. Primarul comunei consideră că investind în școli, investești în viitor. Vă pot asigura că școlile sunt pregătite în proporție de 98%, atât din punct de vedere a funcționalității tuturor instalațiilor, cât și din punct de vedere a pregătirii cadrelor didactice. Relația primăriei, instituția școlii, director, primar, profesor, funcționar public sunt niște relații de colaborare, astfel încât copiii oamenilor din comună să beneficieze de un învățământ normal din punct de vedere administrativ. Eu am mai spus și nu vreau să mă mai repet că cea mai bună investiție pe care pot să o fac o comunitate sunt în copii. Și investițiile pe care Consiliul Local Șcheia le-a făcut și grija pe care o avem față de copii, se materializează recompensa că obțin foarte multe rezultate. Din nefericire, la doar câțiva kilometri de municipiul Suceava, lucrurile nu stau la fel. Școlile din comuna Adâncata încă au toaletele în curte și bănci din 1900 toamna. Spre exemplu, la școala gimnazială numărul 1, într-un an de zile s-a reușit îmbunătățirea clădirii, dar nu este suficient. În anul 2012, când am intrat primar, am reușit să acoperim școala din surse proprii, am reușit să facem holul de la intrare în școală, care la fel tavanul era căzut, l-am reparat, l-am modernizat, am reușit să schimbăm instalația electrică. Din păcate este prea puțin, fiind o școală la aproximativ 4 km, hai să spunem 5 km de municipiul Suceava, să arate în anul 2013 ca și cum ar fi arătat în 1970, cu WC-urile în fundul curții. Din păcate este început o toaletă nouă, dar din lipsă de finanțare și din lipsă de bani nu putem continua proiectul. Dacă să vedeți prin interior, sunt echipe de lucru care lucrează cu finanțare proprie, ceea ce mai are școala din banii puțini pe care îi mai are, ceva pentru reparații, ce mai are primăria, una peste alta reușim să începem cât de cât în condiții nu foarte bune, nici excelente anul școlar, dar sperăm măcar minimul necesar să putem asigura elevilor care vor învăța în această școală. Nici la școala gimnazială numărul 2 din Adâncata situația nu este altfel și această unitate de învățământ s-a bucurat de reparații, dar încă mai este mult de muncă pentru a aduce la nivelul anului 2013. Și asta pentru că autoritățile locale trebuie să investească acum în școli cât n-au investit alții în 20 de ani, iar fonduri sunt lipsă. Momentan, doar promisiuni. Am reușit să schimbăm tot ce înseamnă șgheaburi, scurgerile, să reparăm acoperișul. Am reușit să schimbăm toată tâmplăria din școală. Mai sunt numai două săli de clasă care n-au uși noi. În rest, toate săli de clasă sunt dotate cu uși noi. Am reușit să facem un corp lipit pe care vor fi toalete cu apă curentă noi, moderne. Sperăm și iar sperăm cu ajutorul inspectoratului școlar, cu sumele care probabil ne vor da în timp cât mai repede, să putem finaliza măcar parterul, să putem începe anul școlar cu apă curentă în școală, cu WC-ul în școală, care să ofere condiții
bune elevilor care învățau în această școală și de asemenea sperăm ca în octombrie să putem avea și o centrală nouă, elevii să beneficieze de încălzire centralizată în școala aceasta. La începutul lunii septembrie, în toate școlile sucevene va suna clopoțelul de adunare pentru curățenia finală, după care, pe 16 septembrie, ușile școlilor vor fi deschise larg pentru a-și primi elevii.